Salutare, bine ați venit la Terra România, Alex aici. Să ne dăm buff-urile, fiindcă facem un battleground astăzi. Deși nu am gear de PvP, am zis că, uite că ei deja controlează steagul. Na, trebuie să pun și PvP pe acest canal, nu doar PvE și fiindcă acum sunt level 80, deja am o armă epică, pantaloni și mi-am luat umeri pe embleme. Hai să mergem aici. Talentele mele tot sunt PvE, nu sunt PvP. Să-mi fac viața. Uite, unul acolo. Că mergem acum spre el. Nice. Chiar poate câștigăm, deși ei au luat un steag. Adică e un... Să mă dau mai în spate, uite aici încă unul. Asta. Trebuie să-mi fac și macro-uri, știu asta. Hai să luăm și noi steagul. Trebuie să câștigăm, nu trebuie să pierdem. Fugi, fugi, fugi. Acolo unul. Să-mi fac viața. Asta e mai multe pet. Bă, chiar mi-era dor să fac un... mai se întâmplă să și mori. Trebuie să văd ceva. Mai avem... Ne poziționăm destul de bine. 16. Chiar abia aștept să am full PvP, adică cu talente, cu macro, cu... Momentan încă merg pe PvP. Pe PvE decât PvP, fiindcă prefer să fac dungeon-ul, să fiu sincer. N-am fost niciodată foarte bun la PvP. Stați să-mi fac, să-mi dau buff-urile. Așa că... Data iurea. Hai că l-a crăpat. Ah, god damn it. Încă mă țin bine, sunt pe 3, deși până la, na, până se termine battleground nu mai este. Dar țin în cont că n-am
deci n-am deloc gear, deloc pentru PvP. Mă descurc chiar bine. Hai să căutăm de unde e ăla cu steagul, să-l... Uite acolo unul. Dar rezistă de caul ăsta, nu glumă. Așa. Să dau un flash. În spate. Cred că îi batem. Uite că ei vin acum. Da, vin pe naiba că am crăpat. Ideea e că o să facem chiar mai tu. Te cau la steagul. Hai, poate câștigăm. Fiindcă îți dă, când câștigi, după cum știți, dacă dai random, îți dă 3700 și... Adică îți dă mult mai mult. Și chiar am niște trinket-uri care vreau să le schimb, fiindcă să le fac. Uite, hai că îl hăcuim pe asta. Și pe asta. Că băgăm asta, fiindcă mulți acum o să dea... Ah! Oricum m-am dus prea aiurea, m-am dus prea aproape de ei. 9 cu 4, hai că e ok. Și hai să mergem. După asta o să fac un dungeon. Și o să... cred că o să-mi iau, fiindcă am ceva de embleme 28. Uite acum, aripile. God damn it, am făcut greșeală aici. Trebuie să văd, poate. Ah, am jucat rău. Hai că nici buff-urile mai mi le dau. Merg direct. Trebuie să-l atacăm pe... Teoretic healerul trebuie atacat.
Ah, god damn it. Ah, de 3 ori la rând am murit aiurea. Am fi un pic mai grupați. Hai că ești toți aici. Uite, unul e aici. Tu, motherfucker. Ia să mergem noi să luăm steagul. Ia ce aici. Uite-l aici. A, erau prea mulți. Erau prea mulți. Oh, chiar pe doi. Am jucat chiar foarte bine. Să cumva mândru de cum am jucat. Dar nu, chiar na. Uitați-vă ce am. Adică, ăsta e de tank. Ăsta e albastru. Ăsta e epic, albastru. Adică, să fim serioși. Cred că o să și câștigăm. Hai să mergem. S-a terminat. Leave. Hai că e bine că am câștigat. Dăm join la un battleground, am spus. Une de două de frost acum. Am făcut un pic din questline-ul cu... pentru Argent Crusade am făcut Exalted with, cu ei, îmi vine să zic în engleză with them. Și mi-am luat o ream aici. Pentru asta am făcut, să văd. Și după aia, pentru arma asta. Dar după, da, am zis că nu știu ce am făcut, HOS sau ceva. Să văd cât am. 16.000. Not too bad. Se predea în quest-ul ăsta. Poate facem și un dungeon. Deși mă îndoiesc. Dacă nu, lăsăm doar așa. Adică nu e... doar cu battleground-ul. Adică e un clip destul de ok. Trebuie să mă uit la ceva tutoriale pentru paladin. Ce rotație trebuie să... Deci, am mai avut un paladin, dar nu știam să joc bine cu el atunci. Ok, quest-ul e undeva pe aici. Aici? Aici, uite, la Tyrion. Hai să predăm quest-ul ăsta. Și luăm următorul. Keeper's favor.
Să nu zici că am demers aici. Hai să mergem să predăm aici atunci. Bă, dar pe bune nimic. E fain că Dalaran nu apare așa de mare încât îl vezi din... Hai să mergem în Dalaran. Să mergem să văd ce vreau să mai îmi cumpăr pentru... cu embleme pentru acest paladin. Așa, știu că dacă zbor te teleportează. Ok. Sunt așa de mulți playeri aici. Parcă aici e. Trebuie să-mi crezi și o meserie. Văd că am și ceva gold. Dar nu e un healer și un tank? Am promovat. Ne sergent acum. Pentru asta strâng eu embleme. Frost. O, 395. Deci am luat umerii strâng pentru chest, probabil, sau pentru cască. Sau pentru mănuș, ar putea să-mi schimb mănușile. Nu, pentru chest sau pentru cască. Ai, ce scuturi, nu mă interesează. Hai că intrăm și într-un dungeon. Hai. Ar fi culmea acum DPS-ul ăsta să nu... Vreau să strâng 5K ca să pot învăța pentru... Calling of Strathorn. Hai că e bine. Hai că n-am făcut asta încă pe... pe Heroic. Hai. Hai să zicem și noi, hai. Deci un paladin, shaman, mage și warlock. Dacă paladinul are gear, cred că are. Aici cade un scut. Fiindcă vreau să-mi fac și eu un gear de tank. Și ar fi chiar ok să cadă scutul. Ia stai un pic să văd ceva. Dacă dau abandon la asta. Am din nou? Yes, please. Așa, că te teleportează. El are... Ce buff are dat? Uite că n-are el scutul. Dacă îi cade, trebuie să-i las lui. Dăm King. Și lui. Și lui și mie. Aceasta este campania din Warcraft 3, dacă știți. Calling of Strathorn. Deși vocea lui Arthur se schimbată aici. Nu e aceeași voce. Trebuie să văd ceilalți player. Mage. Warlock. Better that these people die by my hand than serve as your slaves in death. Gannis will send out some of his scourge minions to the Those of you with the strongest steel and magic shall go forth and destroy them. Hai că nu mai bine facem și reputație cu Kirin Tor. Aici.
Iar nu merge asta. Aș fi vrut să văd cât... De obicei, să știți că fac destul de bine damage, chiar și cu armura asta. Mă tentează să crești la hoardă ceva. Am zis că mă tentează. Mi-am făcut un hunter, dar... trebuie să mergem în față aici. Hai că e bine că facem... facem reputație. Întoarcem înapoi. Din ce văd? Cred că merge destul de... de ok. Trebuie să ne întoarcem înapoi aici. Câte mai sunt încă 5? Meat hook. Asta cred că e abomination, nu ăla. Hai să activăm wings. Merge chiar merge chiar destul de repede. Dar nu e aici în față. A, și aici cade și un mount, parcă un dragon sau ceva.
Hai că nu mai vine. Să ne întoarcem înapoi. Hai încă două și terminăm. Uite, unde jucam eu mai de mult pe Road of the Lich King pe Freaks, nu era așa. Era doar direct bossul era ieșit. Deci nu era scriptat. Acum am dau seama. Și îl făceai direct. Și Arthras nu vorbea, nu venea și zicea că I'm gonna hunt you down, Mal'Ganis. În schimb aici e. Deci e bine. Parcă altfel face reputația așa. Acum ar trebui să vină. Uite că a apărut. Poate cade ceva de DPS. Că nu cred că e așa de. Să văd la embleme 30, așa. Deci strâng neapărat 50 ca să-mi iau. Cred că. Trebuie să mă uit să văd în ce dungeon mai pot face. Cumva e fain chestia asta, uite. Uite, asta în joc nu, în Warcraft 3 nu era. Se transformau ăștia în Și acum apare unul mare. Ar fi trebuit să bage mai multe chestii de astea în în World of Warcraft. Adică să facă dungeon-uri cu. Dați-mă o secundă să văd ceva, probabil o să se audă microfonul. Dar trebuie să verific ceva. Așa. Asta e, o să aud un pic microfonul. Dăm grid la asta. Adică
cred că aici... Hai să activăm... Mari pile și mergem. V-am zis, noroc de YouTube, fiindcă nu mă apucam de World of Warcraft din nou. Chiar nu... Mereu, cam am încercat, am avut o tentativă, dar... Era fain aici că Arthas să aibă ceva soldați, fiindcă în campanie nu e singur, știi? Bine, oare noi suntem soldați în campanie? Da. Știi, să fie și niște footmen cu el și... Că nu mai avem așa mult. Bă, dar rezistă asta, nu glumă. Aia ce reputație mai am? Knights of the Evan Blade chiar vreau să fac. Kirin Toru.
Oare mergi în regla Malgenis? Nu, mergi, facem pe ăsta și după aia la Malgenis, că altfel se închide poarta. Pe normal nu este acest boss, doar pe heroic. Poate cade mountul și avem bulan. Deși nu avem mai învățate pentru mount la mai scump. Uai, de ce nu am dat? Ma, nu puteam, fiindcă nu am învățat, nu pot da. Oare de asta? Fain că a căzut. Vedem ce cade. Mail. Ăștia ce? Spell power. Și ăștia. Bă. N-am avut noroc cu mount-ul. Cred că trebuie să ai învățat aia ca să poți... Dream Shard. Până data viitoare, eu închei aici clipul. Până data viitoare, salut!